Acum am început, aș marșa pe turism și voi veni atenția voastră, voi aduce un prim plan evenimente care să marcheze și spațiul în țară, dar și, ca să spun așa, mentalitatea noastră. Cu siguranță vor fi evenimente reprezentative pentru noi. Vom veni cu noutăți în următoarea perioadă. De marketing aplicat, de ce neamț? Da? Adică să nu fie o chestie teoretică. De ce neamț? Că în asta a spus că neamț nu avem nimic sau e turist sau nu se întâmplă nimic. Dar eu cred că se întâmplă, atunci în jurul e frumos, mie îmi place. Și la până sunt... Sigur că se întâmplă, că da, și eu cred că se întâmplă, dar nu se știe. Puțin, puțin. Deci faci multe pe turist la Eu cred că nu se știe. Eu nu sunt nemțean, dar îmi place. Am descoperit județul în clasa 4-a și credeți că am văzut, am urcat cea acolo de vreo 4 ori. Sunt cu siguranță nemțeni care au urcat de 4 ori muntele, dar, mă rog, sunt și alte lucruri mult mai frumos. Cum? Sau niciodată. Sau niciodată, da. Dar oricum, de ce neam? Cred că s-ar trebui să fie o chestie de mărit. Da. Sunt oameni care fac turism. Sunt care fac, se plimbă cu bicicleta, să zicem, și joc în Afganistan. Pe aici nu prea vin, că nu au pus să meargă, realmente. Pe drumurile publice sunt un pericol, pentru că știm cum mergem noi românii, din păcate, și eu la fel. Că avem niște probleme cu capul. Și să chem un biciclist să meargă acolo, e pe bubos, pentru că nu este altă chestie. Și mare, cum ar fi scop de sine și trasei, fi și primulții așa, dacă te faci trasei, este una de fumoasă pentru bicicletă.